Doamne ajută, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii de Presat Presa, prima pe anul 2019, de aceea dați-mi voie să vă spun în direct și în reluare, cum era odată o vorbă. La mulți și binecuvântați an tuturor! Bine v-am regăsit, dragilor! Ne-am urat de bine, vă urez și eu să aveți un an binecuvântat, plin de bucurii sufletești și trupești și să fiți mereu în căutarea mântuirii. Că am văzut așa că de anul nou se fac tot felul de urări, spiritul ăsta comercial duce uneori și la urări din ce în ce mai fistichi. Mie mi se pare că cea mai serioasă urare este să-ți ajute Domnul să te mântuiești. Pentru că dacă privim toată viața în perspectiva vieții veșnice, cine și-ar bate capul cu prea multe succese aici? Dar sigur, cel mai mare succes, că tot se vorbește de succes în viață, cel mai mare succes ar fi acela de a te mântui. Mi se pare cel mai mare succes posibil pe care cineva îl poate avea în această viață. Deci, la mulți și binecuvântați ani, Dumnezeu să vă ajute tuturor să vă mântuiți, să aveți parte de bucurii și să fiți tari și puternici în necazuri, că vin și necazurile, n-avem ce face. O să începem revista presei de azi cu constatarea că avem o presă din ce în ce mai grăbită. Hai să zicem așa, din ce în ce mai grăbită și din cauza că graba strică treaba, de multe ori și treaba în presă este stricată de graba cu care se dorește a da unele știri. Uite, începem cu evenimentul bisericesc important care s-a întâmplat la Constantinopol și anume zice-se că Patriarhul Ecumenic ar fi semnat tomosul de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Ucrainiene, zice o știre care a fost preluată de multă presă din România, de pe, o știre de pe portalul Book Press, agenție de știri din Cernăuți. Numai că cel care a scris știrea n-a înțeles prea bine, nu e vorba de autocefalie, nu acum se dă autocefalia, este vorba de faptul că Patriarhul Ecumenic a semnat actul prin care Mitropolia de Ucraina intră sub ascultarea Patriarhiei Ecumenice. Încă nu avem patriarhie la Kiev, dar avem o mitropolie care este subordonată canonic Patriarhiei Constantinopolului. Act care sigur face parte dintr-un proces mai îndelungat. Uite, tomosul pe care îl semnează Patriarhul Ecumenic, avem imagini de acolo. Și, mă rog, acum au fost diverse discuții, nu o să intru prea mult în analiza acestui eveniment, a fost de față și președintele Ucrainei, după cum vedeți în imagini, a fost, deci, Petro Poroșenko, a fost prezent și președintele Radei Supreme a Ucrainei, Andrei Parubi, mă rog, oficialități. Dar ceea ce vrem să spunem în contextul ăsta, că au fost tot felul de discuții, noi n-am prea abordat subiectul aici la radio, de ce n-ar avea Ucraina patriarhie? Că am tot văzut că e mare agitație, sigur, mare agitație derivă din faptul că Moscova este foarte supărată, că îi se ia jucăria cum ar veni, bine, jucăria în ghilimele, că de fapt Patriarhie Ecumenică asta a făcut și a luat înapoi o mitropolie pe care o lăsase cumva așa sub ascultarea Rusiei din diverse motive și acum s-au gândit ei să acorde autocefalie Ucrainei și se începe cu această mitropolie care va fi subordonată canonic din nou Constantinopolului, urmând ca după aia sigur să existe și autocefalia. Toată lumea a comentat că este vorba de politică aici, că de fapt este influența blocului vestic în blocul estic. De fapt e vorba de influența Americii, sigur, Patriarhul Ecumenic fiind prieten cu America, s-a spus, și contra lui Putin, că biserica fără voia ei
Și ăsta este cel mai pertinent comentariu pe care l-am auzit, că biserica este trâtă fără voia ei, niște jocuri politice, dar eu vin și întreb un lucru, să zicem, uman, de bun simț, dincolo de aceste presupuse jocuri politice, care sunt, nu sunt, habar n-am de unde să știu, adică, mă rog, cumva între biserică și politică există un dialog, dovada faptului că toate națiunile ortodoxe au patriarhii. Dacă Rusia are patriarhie, are și România patriarhie, are și Serbia patriarhie, are și Grecia patriarhie. Da, deci toate țările ortodoxe, pentru a fi într-o armonie administrativă acest dialog între biserică și stat, sunt autocefale. De ce n-ar avea și Ucraina? Eu atâta întrebare o pun, fără a intra în jocul ăsta căs cu Putin sau căs cu America. Asta cu geopolitica este mult prea evidentă, dar eu pun o altă întrebare. Dacă toate țările ortodoxe au patriarhii, da? De ce n-ar avea și Ucraina? De ce Ucraina trebuie să, o țară destul de mare, dar independentă, de ce să rămână sub Rusia? Eu pun o întrebare. Da? Și pun întrebarea din perspectiva cetățeanului ortodox, care mă bucur în viața mea de credincios ortodox, de autocefalia patriarhiei mele. Da? Patriarhia română, care și-a dobândit autocefalia tot de la Patriarhia de Constantinopol, odată cu consolidarea statului național unitar. Da? Că mai întâi a fost unirea, 1918, și apoi a venit și autocefalia. Pe principiu, domnule, dacă oamenii ăștia sunt o țară, să fie, să se organizeze, că de fapt autocefalia ce presupune? Că nu e așa, au mai scris unii prin presă, nedocumentați, toate trăznăile le-au scris. Autocefalia înseamnă că o biserică se poate administra autonom, dar nu chiar de capul ei, cum cred unii, pentru că rămâne ortodoxă, adică biserica ortodoxă autocefală rămâne tot biserica ortodoxă în cadrul ortodoxiei universale, da? Nu facem noi canoane, noi nu facem dogme, noi doar ne administrăm. Autocefalie ține doar de administrație, de felul în care te organizezi pământește, ca să spun așa, știi? Pe fața pământului, da? Nu implică cu nimic asta schimbarea dogmei, a învățăturilor sau a principiilor, a canoanelor, nu! Este vorba doar de administrație de asta, pământească. Știi că biserica are și un caracter văzut și are și caracterul ăsta de instituție văzută. Că mulți confundă caracterul de instituție nevăzut, caracter nevăzut al bisericii. Biserica este o instituție nevăzută, da, pentru că leagă pe om de divinitate, dar în același timp este și o instituție foarte vizibilă. Există prin credincioșii ei, prin sfintele lăcașuri, prin toată această administrație lumească. Deci este o instituție divino-umană, cum spunem noi, biserica, și atunci autocefalia ține de latura asta umană. Da? De cum existăm. Și dacă toate țările ortodoxe au patriarhii, spun și eu, marile țări ortodoxe, de ce Ucraina n-ar avea una? Dincolo de discuția asta că să fie cu Putin sau să nu fie cu Putin, cu americanii. Deci tot timpul, da, putem să fim prieteni cu toată lumea. Toate bisericile ortodoxe autocefale sunt surori. Și mai mult decât surori, ar trebui să fie prietene, da? Tonul ăsta arțăgos uneori al Moscovei nu prea, că i s-a luat jucăria, da? Am mai văzut o știre zilele astea. Putin s-a declarat foarte supărat, bine, pe fondul ăsta al intervenției Constantinopolului în Ucraina, s-a declarat supărat pe papă, știi? Adică Putin a zis ceva de papă. A zis, ca să vezi ce înseamnă diletantismul la nivel prezidențial, a zis Putin că papa Francis, că de el e vorba, dar în fine, papa de la Roma, că face prea multă politică și ar trebui să se ocupe mai mult de biserică. Bine, la prima vedere pare că are dreptate domnul Putin, dar la a doua vedere eu mă întristesc când văd atâta diletantism. Păi domnul Putin a uitat că asta este. Vrem, nu vrem, Vaticanul e stat. Adică să spui despre papa că face politică e puțin
amuzant, pentru că, ce să vezi, Vaticanul e stat și papa e și șef de stat, adică domnul Putin nu știe că papa este omologul lui, din punctul ăsta de vedere? Să-i spună ceva domnului Putin, ei, domnul Putin, nu ești doar tu șef de stat, uite și papa e șef de stat. Sigur, cezaropapismul nu e de dorit, avem aici o discuție întreagă, dar nu intrăm pe linia teologică, dar intrăm pe linia asta a relațiilor lumești, diplomaticești, între state. Păi, domnul Putin, nu uitați că Vaticanul e și stat, adică asta e, vreți, nu vreți, l-ați recunoscut, e recunoscut și la nivel mondial, asta e, adică să te superi că Vaticanul e stat, e aiurea. De asta zic, o țărâre asta a Moscovei, că i s-ar fi luat jucăria, bun, am înțeles, Moscova și-a luat Crimea, că și toată comunitatea internațională a tăcut. N-am nimic cu Moscova, dar totuși, eu întreb în altă direcție, fără a face partizanat american sau rusesc, nu, eu atâta întreb. Dacă țările ortodoxe mari, da, Grecia, România, sunt patriarhiile mari, Antiohia, Ierusalim, au patriarhii, de ce Ucraina să n-aibă o patriarhie? De ce Moscova ar avea și Ucraina n-ar avea? De ce România să aibă patriarhie și Ucraina să nu aibă, câtă vreme este stat național? Adică noi nu cerem autonomie, autocefalie în curte. Cerem într-un stat național. Bun, deci asta e singura mea întrebare la procesul ăsta, că nu mai vreau să vorbesc, că deja e prea mult, că toată lumea l-a speculat, l-a discutat. Nu, e inutil să faci atâtea speculații. Eu am o întrebare doar de bun simț. Dom'le, au dreptul ucrainienii ăștia să aibă și ei o patriarhie, fiind țara lor, chiar dacă limba lor sună cu cea rusească. Dom'le, e țara lor, da? Fiind țara lor, au dreptul sau n-au dreptul? Atât întreb. Mai departe mergem la niște manevre. Știi că în perioada sărbătorilor se dau așa și niște manevre de presă să mai lovim un pic biserica, să o mai acuzăm de unele, de altele. O televiziune din România vine cu o știre, asta s-a văzut știrea asta, ce nu s-a văzut a fost a doua știre, ceea ce când sunt dai două știri înseamnă că ai deja campanie. Ce zice o televiziune din România? Cât au câștigat preoții de bobotează? Știi? Mamă, între 2.000 și 6.000 de euro. Sursa este un preot din Argeș. Dacă mergem și îl vedem acum. Deci televiziunea preia, Observator TV preia știrea de pe ziarul Profit. Mergem la ziarul Profit. Spovedania unui preot din Argeș. Câți bani au câștigat popii de bobotează. Asta a fost fenomenal. Deci ca să vezi ce înseamnă diletantism în presă, știi? Ci că ăsta e preot, el e preot din Argeș și ăștia sunt popii. Adică, ei, și ce zice popa, părintele respectiv, că nu știu cum să-i zic, zice el că un preot cu lipiș la enoria și ceva noroc, băi, să aveți noroc, știi? Poate aduna în doar 2-3 zile sume frumoase care se învârt în jurul sumei de 2.500-3.000 de euro. N-avem numele părintelui, ia să vedem, avem numele părintelui de aici sau o doua anonimă? Un preot din Argeș, sosit în redacția Profit ieri, chiar de ziua Sfântului Ioan, ne-a mărturisit că, deși o muncă grea, leargă cu plăcere prin fric, pentru că recompensa este pe măsură. Știi, a turnat un preot cât fac unii, domnule, dar a zis de alții. Știi? Zice, eu am o parohie măricică cu oameni darnici și mulți înstăriți pe care îi cheamă Vasile Vasilico, nu fac nimic ilegal, doar respect o tradiție, preoții nu cer nimic, oamenii ne dau că lasă inima, în fine, zice părintele acolo. De la el a plecat suma, știi? Și se fac calcule, domnule, câte familii are unul, cât primește? E întrebarea asta, băi, câți bani câștigă popa? E întrebare națională, treaba asta, știi? A doua știre care am văzut-o pe Observator, că e cu aceeași poză. Știi? Deci asta e o știre cu poza asta. Dar mai întâi de știrea asta publicată pe 8-a a fost știrea asta. De pe 2-a. Preoții au început sfințirea caselor, cât costă contribuția și cât se dă preotului. Deci întrebarea era din 2 ianuarie și eu, ce să vezi, a aterizat în 7 ianuarie părintele în redacția de la Argeș, ca să zică el cât câștigă fiecare, sigur. Observatorul doar a preluat știrea punând aceeași poză. Nimic calculat în treaba asta.
Dar nu asta e problema. Problema e alta, că se creează o discuție total aberantă. Adică în ce sens? În sensul în care asistăm la o vânătare de vrăjitoare. Asta se întâmplă în realitate. Noi, preoții, suntem puși în situația de a fi vânați ca niște vrăjitoare. Băi, cât câștigă părintele? Ce donații primește el? Dar de când vă interesează pe voi ce face omul cu banul lui? Faptul că îmi dă omul 5 lei, 2 lei, 1 leu, 10 lei, 1 milion de lei, 100 de milioane de lei, 10 milioane de euro dacă mi-ar dona, mă duc, să zicem că mă la domn Gigi Becali și zice, părinte, ia de aici 10 milioane de euro. Am văzut că domn Becali în ultima vreme are așa niște tendințe monahale, îl bate gândul și că se călgărească. Mă rog, treaba lui. Mă duc la un om bogat, poftin, și zice, ia domnule, 100 de milioane de euro pentru biserică. De când e treaba voastră asta? Nu înțeleg. Dar eu înțeleg, v-am mai zis cândva la emisiunea asta aici și să țineți minte că pe fondul ăsta în care biserica și în general biserica ortodoxă, că vorbim de biserica majoritară, e singura instituție care în România mai face cu adevărat rezistență morală, aia cu rezistul e apă de ploaie în frig din piața universității. Biserica este singura instituție în România care mai face rezistență morală în fața acestui val de imoralitate care cuprinde întreaga planetă, imoralitate mai ales pe fond comercial. Și normal că deranjează și acum oamenii de afaceri știu o regulă foarte simplă. Dacă vrei să slăbești o instituție, e regula lor, la noi nu se aplică, dar ei merg pe gândirea lor slabă, oarecum, știi? Și de-aia fac așa. Ei au gândirea lor foarte slabă, ei zic așa și ei știu asta. Ca să-ți termin concurența, da, e cineva care îți face concurență, ca să-l termin, faci un lucru foarte simplu, îl slăbești economic. Așa funcționează în lumea comercială treaba. Vrei să nu mai ai concurență, îl slăbești pe ăla economic, nu știu, îi trimiți poliția pe cap, îi trimiți DNA-ul, îi trimiți, faci ce faci, îl falimentezi. Falimentându-l, dispare concurența. Ei se gândesc la aceeași treabă. Au stat ei, s-au gândit, băi, de unde vine forța Bisericii Ortodoxe? Păi au mulți credincioși, dacă au mulți credincioși, înseamnă că au mulți bani. Dacă au mulți bani, își permit să facă misiune, că de fapt despre asta este vorba. Biserica își folosește resursele pentru misiune. S-a văzut foarte bine cu Catedrala Mântuirii. Uite, avem posturi de radio, TV, scriem prin stânga în dreapta, acum și internetul e liber, oricine are acces pe el. Misiune cât cuprinde. Și ei se gândesc că dacă ne slăbesc pe noi economic sau ne creionează așa statura asta de vrăjitoare, știi? Noi suntem, preoții suntem ca niște vrăjitori de rău, știi? Se gândesc că poporul nu o să ne mai iubească și astfel ei vor de fapt să ne reducă încrederea poporului în biserică, ceea ce va aduce și slăbirea economică, dar va aduce și o mentalitate de genul, da, voi de ce vorbiți? Tăceți că nu vă crede nimeni. Știi, pentru că asta este adevărata problemă. Biserica Ortodoxă când spune că nu dorim prostituție, nu dorim căsătorii gay, biserica vorbește în numele credincioșilor și sunt foarte mulți credincioși în spatele bisericii. Contrar părerii astea că uite, n-a avut decât 3 milioane de semnături la referendum și 3 milioane de voturi la referendum, restul au stat acasă. Nu, acolo a fost un mare haos social. N-a fost perceput chiar ca un pericol căsătoria, că nu s-a pus problema. Când s-o pune cu adevărat problema, dar nici ei n-o pun așa deodată, știi? Nu o pun, că știu bine că va fi o poziție puternică. Deocamdată o las așa, o ascund în ceață, că manipularea e mai bună, știi? Și pentru asta fac ei ce fac. Și acum e întrebarea asta de a stârni, de fapt, invidia săracilor. Ei știu bine că biserica e a săracilor și construiesc o manipulare. Dacă biserica e a săracilor, construiești o imagine negativă preotului, dându-l drept bogat. Știi? Faci opoziția asta. Voi, săracilor, dați banii ăstora de huzuresc. Știi? Bine, săracii știu foarte bine, viața preotului e mai transparentă decât viața în clădirea guvernului. Credincioșii știu foarte bine cine sunt preoții lor. Adică ăștia care își fac calculele astea că vor rupe legăturile între popor și credincioși, între preoți și credincioși, sunt o leacă naivi, foarte naivi. Extrem de naiv, nici nu știu cât să spun de naiv sunt. Viața preotului e foarte transparentă, credincioșii știu foarte bine cine este preotul lor.
cu bune, cu rele, cu viața preotului, casa preotului de sticlă, s-a spus dintotdeauna. Cel mai criticat, cel mai adulat, cel mai bârfit, cel mai lăudat e preotul în parohie, nimeni altcineva. Au revenit politicienii la... Hai să ne uităm pe sondajele de opinie, că despre asta e vorba tot de încredere, că mă întorc la încredere, știi? Și atunci îi fac chestia asta ca să construiască o imagine de vrăjitor, de om fals preotului pentru a prăbuși încrederea în Biserica Ortodoxă. Da. Dar eu pun întrebarea asta foarte simplă, că mă întorc la știrea asta, cât a câștigat un preot. Deja am colegi care râd cu gura până la ore. Cât? 2000 de... Nici măcar 2000 de euro? Știi? Doar aminte 6000. Mă rog, dacă mă duc la... în Pipera, să zicem că sunt preot în Pipera, unde sunt bogații României, dar nu știu câți deschid pe acolo, știi? Poate că fac un 3.000, 4.000, 2.000, nu știu, habar n-am, nu știu ce să zic. Sunt niște calcule făcute în orb. Dar, că ăsta e jurnalist, știi? Dar dă în jurnalism așa pe vorbe, doar pentru că vrem să construim un anticlericalism în România. De fapt, despre asta e vorba. Vrem un anticlericalism. Jos cu popii. Asta este singura idee. Și atunci facem știri de astea de care, eu am zis sincer ieri, râd și curcile. Știi? Că sunt niște cifre total nedemonstrabile și doi, vorbesc de principiul de bun simț. Păi, dar ce treabă aveți voi cu donația preotului? Nu știu, că primește un leu, că primește un milion de euro. Nu contează. Ce treabă aveți voi? Faptul că eu, Gheorghe, îi dau lui Vasile 10 lei, și statul român îmi permite treaba asta, că s-a discutat, știrile sunt foarte subversive. N-am intrat în esența lor, să vedeți că sunt de subversive. Ia să vedeți ce spun ăștia aici. Ia fiți atenți. Zice... unde era aia? Că... Nu, dincoace era. Zice, să nu uităm, domnule, că preoții sunt plătiți din bani plui și simțitul caselor este o datorie care este cuprinsă în fișa postului. Dar totuși, după obiceiul românesc, de care cei mai mulți nu se pot dezvăța, oamenii oferă sume de bani preoților. Deci, atâtea prostii spuse pe trei rânduri, eu n-am văzut de mult într-un site serios. Am pretenția că Observator TV e un site serios de știri. Dar atâtea prostii pe metru pătrat, eu n-am văzut de mult. Mă rog, cei de la Observator nu sunt chiar atât de naivi. Ei fac asta deliberat. Ci că preoții sunt plătiți din bani publici. Serios? Nu, preoții primesc o contribuție la salarizare în cuantumul chiriei pe care statul român o plătește BOR, că să nu uităm că statul român stă în bunurile biserici. Ca să lămurim treaba asta cu preoții plătiți de la stat. Da, sunt plătiți de la stat, nu ca niște bugetari. Adică în sensul că au niște obligații. Fișa postului, da, este să meargă să sfințească casa, dar preotul e plătit ca o chirie. Înțelegi? Că statul stă în bunurile bisericii. Contribuția la salarizare a fost stabilită de CUZA când a secularizat averile bisericii. Deci e un fel de chirie, tovarăș. Și pe chirie nu se supără nimeni. De genul, ei vor să spună, doamne, dacă ești plătit de la stat, adică tot de credincioși, n-ar mai trebui să cer bani. Dar nici nu cerem bani. Că după aia vin aia cu dezvățatul, știi, adică o bagă pe aia. Bine, zice, nu putem să spunem nimic de treaba că plătiți de la stat, își dau ei seama că e o prostie. Zice, dar după obicei românesc, de care mulți nu se pot dezvăța, oamenii oferă sume de bani preoților. A, așa, da, am înțeles. Dar eu dacă vreau să-i dau 10 lei lui Vasilică, poftim. Treaba mea, ce fac cu banii mei? Ce vă interesează pe voi ce fac oamenii cu banii lor? Asta întreb. Dar știu de ce vă interesează, pentru că biserica nu vă este dragă. Vă încurcă. Vă încurcă pentru că, repet, biserica a rămas singura instituție care face rezistență morală în acest popor. Restul totul este praf. Și e foarte simplu să demonstrezi treaba asta. Umblă presa toată ziua cu corupția, că atâta umilință, auto-umilință la care presa, o parte a presei, supune poporul ăsta, este în cel mai corupt popor. Da, și de ce nu vrem să ne îndreptăm? Când biserica zice să nu furi, să nu dai șpagă, să nu astea, a, nu, biserica e de rău. Păi hotărâți-vă, frate, în care direcție să o luăm. Da, știu, voi pe de o parte sunteți deranjați de rezistența morală, pe de altă parte vreți să faceți pe sfinții. Vai, suntem niște corupți. Păi cea mai mare corupție e aia morală. Când spui păcatului virtute
și numești virtutea păcat. Exemplu cel mai bun, fiind sigur că căsătoriile homosexuale, iau de aici că încă este proaspăt amintirea referendumului, că nu poți să zici răului bine. Nu poți să zici că familia poate fi și așa. Dar când ți se suie treaba asta la cap, roacă, ți se pare că lumina te urmește. În fine, deci asta se întâmplă și vor mai fi. Stați liniștiți că vor mai fi. Mergem ca la apocalipsă. Cine vrea să se sfințească, se sfințește. Cine vrea să păcătuiască, e liber să păcătuiască treaba lui. Fiecare om are mântuirea după cum și-o dorește, așa că nu e nicio supărare. Nu e nicio supărare. Mai departe în emisiune, avem foarte multe subiecte, nu știu dacă apucăm pe toate să le parcurgem. Ia să vedem. Depresia. Un subiect care mie mi s-a părut interesant și anume... Da, uite, Andrei îmi spune pe Facebook că Grecia n-are patriarhie. Păi bine, dar cum e Grecia? Este o mitropolie a cui? Nu e n-are arhiepiscopie, nu e autocefală Grecia? A, bine, știu, Grecia ține de Constantinopol. Tot aia e, până la urmă. Nu? Ca să ne înțelegem. Adică, cumva, patriarhia Greciei e chiar Constantinopolul, că pe la turci pe acolo nu prea mai vorbim de Constantinopol. Da, ca să vorbim așa. Dar, nu, eu am vrut să arăt treaba asta, că fiecare stat este autocefal. Biserica Greciei e autocefală. Cu Constantinopol, cu tot. Bun. Cred că am zis bine acum. Da, a fost o scăpare din viteză. Mă întorc la depresie. Numărul persoanelor care intră în depresie este în creștere, ni se spune. Stresul la locul de muncă va deveni principala cauza depresiei. Da, păi n-am vrut noi sclavagiți de ăsta capitalist unde ți se solicită, patronul îți solicită să faci, să faci, să fii eficient. Vrem eficiență pe cifre, să avem profit. Păi, da, uzați-vă moral. Uzați-vă sufletește. Asta înseamnă comerțul. Comerțul frământă suflete. Bun, dincolo de asta, ni se spune că cei care sunt dermați psihic sunt un număr din ce în ce mai mare. Cazurile de suicid se mulțesc peste tot. Este vorba de o lume grăbită, cu presiuni și nemulțumiri în creștere și tot mai mulți sunt copleșiți și n-au decât gânduri negre. Cum ieșim din treaba asta? Câteva soluții sunt în acest text. Și anume, bine, avem trei cauze, singurătatea, stresul la locul de muncă și așa mai departe. Lipsa de vitamina D crește riscul de depresie. Sportul, plimbările și chiar curățenia făcută acasă pot ține depresia departe. Adică activități, ni se spune, e bună și sunătoarea. Credința alungă gândurile negre. E, la fraza asta, la propoziția asta vreau să ajung. Și foarte important, iubirea poate vindeca. Hai, astea două propoziții sunt esențiale. De fapt, medicamentul cel mai bun pentru depresie este crucea. Crucea Mântuitorului Hristos. De ce? Pe de o parte, depresia pornește din nemulțumiri. Dar la Sfinții Părinți vom vedea că nemulțumirile au o cauză ceva mai adâncă, care se numește orgoliu, mândrie. Foarte mulți sunt nemulțumiți din orgoliu. Mulți sunt nemulțumiți că n-au niște condiții ce țin de mândria vieții ăsteia. Pofta ochilor, pofta trupului și trufia vieții, ne avertizează Sfântul Ioan Evanghelistul. Adică nemulțumirile, neîmplinirile sufletești, țin și de orgoliu. Și de asta zic, crucea te ajută foarte mult, că zmerindu-te, nu mai vezi a ta nemulțumire în jur, nu mai vezi a ta neîmplinire. Îți accepti condiția pe care o ai și mergi înainte. Te uiți în sus când ești pe cruce, te uiți că te răstignești, cum zice Sfântul Apostol Pavel, lumea asta este răstignită pentru mine. Oricând îți răstignești lumea, de ce să mai fii depresiv? Pentru că depresia, dragilor, ține sigur de lipsa de credință, dar ține de un motiv foarte lumesc. Ține de neîmplinirea pe acest pământ. Dacă noi, ca și creștini,
ne-am asumat crucea. Și vine mai puțin, și vine acum postul mare. Cu crucea, cu răstignirea lui Hristos. Eu m-am răstignit pentru lume, ne spune Sfântul Apostol Pavel. Pentru mulți, crucea este nebunie. Dar crucea este salvatoare, pentru că prin cruce, lumea moare pentru tine. Cei care sunt depresivi, intră în depresie pentru că lumea încă n-a murit pentru ei. Doar așa intri în depresie, când pui prea mult preț pe cele pământești. Și de asta zic, crucea este un medicament sigur. Pentru că te smerește. Pentru că te curăță de această iubire a lumescului, a lumii. Păi da, sunt supărat că n-am un loc de muncă. Să luăm cazul cel mai grav. N-ai un loc de muncă, n-ai niciun ban. Cauți, te duci și muncești, te lupți. Lupta este specifică creștinului care știe din interior că luptă permanent cu păcatul. Lupta din afară, cu greutățile vieții, este o reflectare a luptei interioare. Când ești obișnuit să lupți interior, lupți și afară să treci peste necazuri. Dar când în interior nu ești obișnuit să lupți cu păcatul, în primul rând, sigur că afară ți-e foarte greu să lupți până și pentru bucata ta de pâine. Că nu cred eu că nu s-ar găsi de muncă. Presupun cazul cel mai rău. Poftim, te dă afară de la un serviciu. Te duci și cauți altul. Trebuie să fie undeva de muncă și pentru tine. Te rogi la Dumnezeu. Și Dumnezeu face în așa fel încât lucrurile la un moment dat se leagă. Știi că Dumnezeu lucrează prin oameni. De asta zic credința. Și e bună fraza asta pe care o vedem în articol. Credința alungă gândurile negre. E foarte adevărată. E foarte valabilă fraza asta. O vedem? O vedem. Uite aici. Credința alungă gândurile negre. Da! Când ești învățat să lupți în ale credinței, lupți și cu ale vieții. Necazurile vin. Valurile vieții vin. Da, ești obișnuit să lupți. Așa, cazi în depresie. Deci depresia are foarte multe resorturi adânci ce țin de duhovnicesc. De o poziționare, după mine, greșită a sufletului într-o anumită situație. Și sigur că rostul psihologilor, nu vreau să invoc psihiatric, acolo vorbim de boli, de tratament, e cu totul altceva, dar rostul preoților, al psihologilor, ăsta este să redresăm sufletește pe cei care s-au rătăcit în iubirea lumii. Că depresia asta este o rătăcire în iubirea lumii, a celor lumești. De ce ai fi nemulțumit? Pentru că n-ai cele lumești. E cineva nemulțumit că n-are cele cerești? Păi se pot câștiga oricând. N-ai de ce să fii nemulțumit că pierzi cerul. Că cerul ți este la dispoziție. Nu, nemulțumirile nu pot avea decât subiecte sau cauze omenești, lumești. Și atunci, crucea este medicament sigur. Pentru că te răstignește. Cine își răstignește lumea, n-are cum să mai ajungă în depresie. Și sigur, vorbește articolul și de iubire. Păi da, da, contează ce iubești, că dacă iubești lumescul și, eu știu, starea înaltă și alte chestiuni, normal că intri în depresie. Aici contează foarte mult. Dar eu așa m-am gândit să vă spun și să-mi iertați dacă spun o prostie. Dar eu cred că crucea este medicament sigur contra depresiei. Părerea mea. Pentru că altfel, rămânând în cele lumești, prea multe nu o să obținem, zic eu. Mai ales că, sigur, decalajul ăsta între bogați și săraci, chinurile vieții, necazurile de zi cu zi, provocările, haosul ăsta administrativ-birocratic în care trăim, hârtii la hârtii, hârtii peste hârtii, piedici puse în cale de unii de alții, toate necazurile astea lumești, sigur că tind să te arunci într-o depresie când te simți nemulțumit. Dar de ce m-am simțit nemulțumit când eu, de fapt, am de luptat? Asta este. Credinciosul luptă în viața asta mai întâi cu sinele căzut și cu păcatul și apoi luptă și cu... De aici vine și o energie a luptei cu necazurile. Luptăm până când biruim. Pentru că pentru noi moartea nu e un capăt. Este un început sau o trecere. Da? Faptul că vom muri și vom părăsi lumea asta, pentru noi nu e o dezamăgire. Paradoxal, vedeți, cei nemulțumiți, depresivii, aleg moartea, considerând că este o eliberare. Nu e deloc o eliberare. Moartea este o eliberare când te-ai luptat cum trebuie.
Dar dacă te dai pe tine morții nemulțumit fiind, nu te gândi să găsești dincolo mulțumire, pentru că tu n-ai semănat mulțumire în sufletul tău. De unde să fii liniștit dincolo dacă aici ești zbuciumat? Păi nu poți să pleci dincolo alt om decât ăsta care ești aici. Că de asta spunem celor ce se sinucid, gândiți-vă bine că dincolo nu veți găsi liniștea. Sau celor ce vor să se sinucidă, după ce s-a sinucis nu mai poți să-i zici. Dar zicem celor ce au aceste gânduri, nu vă gândiți la sinucidere, nu rezolvă problema. Nu poți să pleci de aici zbuciumat gândindu-te că îți pui capăt zilelor, că va fi mai bine. Păi cum să fie mai bine dacă aici e încă rău? Pentru că e rău în tine, nu că e rău în jur. Poți să te duci în mijlocul pădurii, poți să te duci în vârful muntelui pe Everest, dacă te-ai duce în tine, este problema. Și atunci tu vrei să pleci scăpând de ea? N-ai cum, de tine nu poți să scapi. Dacă te gândești că dincolo îți va fi mai bine tot cu tine, nu, te înșeli. Tot cu tine vei fi, dar tot în situația aia. Ba mai rău, vei afla un adevăr crunt, că ai refuzat ceea ce Dumnezeu ți-a dat în dar, gratis și necondiționat, viața, oportunitatea, șansa, existența. Păi tu vrei să te dai pe tine nimicului sau... Nici nu înțeleg că oricum da ajungi nimic. Sunt mulți care se sinucid gândind că gata, termină tot. Dar asta e o gândire foarte bolnavă. Să vrei să te dai inexistenței. Păi cel mai mare lucru este că existi. Cum să gândești că nu mai vrei să existi? Mi se pare foarte... Nu depresiv gândul ăsta, mi se pare nihilist. Anihilator, adică te distrugi pe tine. De ce te-ai distruge pe tine? Doar diavolul își dorește asta. De asta mai erau unii care comentau, lasă, domnule, asta cu depresia și cu diavolul mai discutăm noi. Da, gândul sinuciderii, gândul nenorocirii, gândul autodistrugerii, numai de la diavol poate veni. Ăla ne dorește rău. Adică ăla vrea să ne vadă în stare de distruși, complet. Că e invidios, sigur. Și câți nu sunt invidioși. Mai departe în emisiune mai avem câteva minuțele. O să ne oprim ultimul subiect fiind acesta. Ce mai avem pregătit, lăsăm pentru ediția de mâine. Vreau să mai vorbim despre cum se falsifică mâncări, dar asta se întâmplă tot timpul, putem să vorbim și mâine, și despre cum CNAIR a luat șoferii peste picior pe Valea Prahovei, întrebat de aglomerația de sărbători de pe Valea Prahovei, compania națională de autostrăzi în România a zis că, băi, puteți să lași și trenul. Adică, evident, dacă toată lumea se înghesuie pe acolo, dar sunt și metode alternative. O să vorbim treaba asta mai pe adânc, dar ne întoarcem puțin la cum se fură legal pentru ăștia care sunt cu depresia și care cred că, sigur, oricine poate fi de succes. Nu, succesul presupune de foarte multe ori, sau cel puțin bogăția presupune și ceva imoralitate. Măcar la început, nu știu, bogăția are în ea ceva necinstit, nu în sensul că ea în sine e necinstită, Doamne ferește. Nu. Bogăția este un dar pe care Dumnezeu ni l-a lăsat pe planetă. Felul în care o folosești, de multe ori, felul în care ți-o dorești, de multe ori este ceva greșit. Pentru că uite, de exemplu, cei de la Google au transferat 19 miliarde de euro într-un paradis fiscal ca să nu plătească taxe, adică chestia asta, în capitalism e bine că toată lumea plătește taxe și impozite și există o solidaritate socială. Ai, discursul ăsta a murit de mult. Capitalismul a ajuns o chestiune sălbatică, individualistă și egoistă. Asta se întâmplă la ora actuală pe planetă. Marile companii nu sunt deloc interesate să-și plătească taxe. Dacă găsești mijloace zis legale, dar după mine imorale, prin care pot să nu plătească nimic statelor, adică de ce ar împărți Google bogăția cu ăștia săraci, știi? Din care să se facă programe pentru... Bine, unii de milă de silă mai simulează. Înființăm o fundație, dăm niște bani, așa, ca să nu părem atât de hrăpăreți cât suntem. Că de fapt afacerile sunt niște chestiuni hrăpărețe, după mine. Nu pentru că ar fi ele în sine hrăpărețe, ci pentru că oamenii le transformă așa. Ei nu poate să zică oamenii de afaceri, băi, gata, ajunge, să luăm mai puțin, să lăsăm și altora. Nu, ei tot timpul își doresc mai mult, mai mult, mai mult, cât mai mult, infinit de mult, să devin Dumnezeu dacă se poate.
Asta nu se poate. Adică e ceva greșit în gândirea asta cu viața. Și uite, tovarășii de la Google au transferat vreo 20 de miliarde de euro într-un paradis fiscal. De ce? Ca să nu plătească taxe. Adică, na. De ce n-ar plăti taxe? Păi de ce ar plăti? Sunt banii lor. Ei zice, domnule, sunt banii noștri, i-am câștigat legal. De ce să-i împărțim cu voi? Da. E legal, adică legal. S-a înființat, acum și legea, știi, e dată de aia puternici, până la urmă. Dar e vorba că, și că e legal. Da, dar nu știu dacă e moral, adică bazele capitalismului ăsta, așa cum îl știm, nu mai există. Da, să plătim taxe, impozite, să... Da, de unde? A, că stai bine să te gândești. Uite, mari oameni de afaceri nu sunt interesați de povestea asta. Ei sunt interesați să-și ascundă banii. Da? Asta e capitalismul în care am ajuns. Să mai comentăm. Ne luptăm cu el. Doamne, ajută să scăpăm de lumea asta cu bine, că pe lumea asta eu preț nu mai am. Nu-mi pun baze. Zic unii mai așa supărați că România nu se mai face bine. Păi nici nu se dorește să se facă bine, pentru că în România nu există mai, nici nu știu dacă mai există principii sănătoase. Ar trebui să ne reformulăm principiile de viață în acord cu credința, că tot ne dăm ortodoxi, și să înțelegem bine viața. Dar sunt ispitele astea, să ai, să consumi, să asta, și oamenii sunt slabi și sunt credincioși de sărbători, după care ia să vedeți acum, după sărbători, începe iar balamucul. Nu paradoxal, cât bine ne-am urat noi de sărbători, vorba Sfântului Pavel, doresc binele și să vârșesc rău. Nu știu cum se întâmplă. Păi se întâmplă, că suntem fir slabe și trebuie să ne luptăm. Tocmai asta e lupta noastră, să ne luptăm cu firea asta slabă. Atât din emisiune, vă mulțumesc pentru atenție, pentru mesaje. Tuturor celor care ne-au urmărit, ia să vedem pe pagina de net, avem niște comentarii. Avem aici emisiunea. Nu avem multe comentarii. Este foarte bine că nu avem multe comentarii. Să vă dea Dumnezeu sănătate și mântuire, cum vă spuneam, să aveți un an binecuvântat și mântuit. Adică să ne aște bunul Dumnezeu să ne mântuim. Asta este cel mai important lucru în viață. Spun unii că sănătatea. Da, dacă includem aici sănătatea sufletească, de acord. Dacă ne gândim însă doar la cea trupească ca să ne zbenguim noi cum vrem, nu-i în regulă. Sănătatea sufletească e mai importantă decât sănătatea trupească. Da, e bine să le avem și pe una și pe altele. De asta zicem sănătate și mântuire, ca să nu se înțeleagă că vrem numai sănătate trupească. Toate cele bune, Doamne ajută!